Bună ziua, dragă audiență! Iată-ne că am ajuns la Calafat. Suntem într-o coincidență pe strada liniștei și nu de alta, dar avem în spate ceva cu liniște. Dar până acolo ne-am întâlnit aici cu monumentalistul, cu Dragoș Andrei sau Andrescu? Andrescu. Da. Un prieten vechi cu care am mai făcut o filmare în Craiova. Avem un material cam de acum jumătate de an, un an, filmat prin Craiova. Da. Și aș putea spune că a fost impresionat de ceea ce știe și de stilul lui. Are un stil așa vesel și aparte. Salut și bine te-am găsit. Salve și bine ați venit în Riviera Românească, cum îi spun eu. Aici este, na, sunt trei lucruri importante aici în Calafat. Pe lângă arhitectură și bogata istorie, mai sunt încă două. Avem cea mai frumoasă plajă de aici din Oltenia, practic ei o numesc litoralul oltenesc, dar și oamenii, trebuie neapărat să cunoașteți oamenii, pentru că au o calmitate, bine, oricum timpul ai se dilată. Diferențele dintre, hai să zicem, oraș, dintre Craiova, da, și Calafat, când ajungi ai mai multe lucruri de făcut și, bineînțeles, trebuie să neapărat să-l vizitezi. Și când veniți aici, pe lângă mâncare bună pescărească, pentru că sunt foarte multe terase, da, trebuie neapărat să vedeți și toate monumentele de aici. Oricum, Calafatul este singurul oraș din țară care are mai multe monumente dedicate aceluiași eveniment. Războiul de independență, bineînțeles, de la 1877. Aha. Vorbeam de oameni, că sunt calmi, sunt frumoși. Oricum, e ceva în apa aia. Dunăre, okay. Da? Ideea este că ei au fost învățați până la urmă de către bunicilor. Și unde îi găsim pe bunici? În spatele nostru. Și o să vedeți aici un monumental minibelu. Haideți să mergem! Să vedem. Mi-ai spus că sunt niște căsuțe foarte interesante pe plajă și mai zine ceva despre plajă, despre cum arată. Păi, până la urmă, peste tot este plajă, adică până la urmă și pentru amatorii de locuri mai virgine, sunt foarte multe, okay. Da? Dar sunt și locuri amenajate. Una dintre aceste plaje este Bașcovu, este foarte cunoscută, cam un weekend 3-4 mii de oameni vin aici, deci de obicei este full, sunt restaurante, sunt terase, sunt și căsuțe de închiriat pentru petreceri seara. Bineînțeles că este plaja care, na, depinde de perioada de sezon, este mai mică sau mai mare, că na, Dunărea crește. De obicei iarna mi-e place să mă duc acolo pentru că totul este sub apă. Okay. Deci atât de mult crește Dunărea. Haideți să revenim, pentru că deja începem cu primul din mega, mega monumentele cimitirului Calafat, monumental. Eu când m-am dus în Milano, nu prea obișnuit să mă duc în afară pentru că îmi place foarte mult Oltenia, dar m-am dus și odată la Milano, țin minte, și cu prietenii și eu le-am spus, eu vreau neapărat să mă duc în monumental, în cimitir. Okay. Și este ceva de genul. Okay. Exact cam ca aici. Hai să zicem, noi zicem un mini belu. Hai să vedem cum arată acolo, uitându-ne de aici. Deci noi suntem în prima parte. Este mormântul sau, hai să zicem, capela familiei Drăgulescu, oameni destul de importanți pentru orașul Calafat, de trei generații de primari, pe la 1800 până inclusiv în anii 20, ultimul, Ștefan I. Drăgulescu, chiar el și-a făcut acest cavou. A fost finalizat în 1926 și după 2 ani de zile chiar am și murit și a și fost înmormântat aici. Ce interesant, avem exact imediat acolo, în dreapta, după, e trecut și arhitectul Rogalski. Okay. Este foarte aproape necunoscut, probabil la ideea că acești calafeteni, lor le plăcea să aducă oameni din afară să facă arhitecți. Bineînțeles că Adoti Pietru și-a făcut de cap aici majoritatea lucrurilor pe care le vedeți în Calafat, inclusiv Palatul Marengu pe care o să-l vedem mai încolo, e făcut tot de antrepriza lui. Practic acest Adoti Pietru a venit, a stat 20 de ani în țară, uh-huh. A făcut bani, a construit cât a putut și după aia a plecat înapoi. Da, uite că au rămas multe lucruri și da, chiar acum sunt foarte mulți arhitecți din Italia care vin să studieze pe acest Adoti Pietru pentru că a avut atât de mult timp. Probabil că au făcut El a avut birou chiar în Calafat. Bine, la început el a venit în Craiova,
pentru că acolo erau mult mai mulți, hai să zicem, nu moșieri sau bogați, pentru că oricum nu mai existau atunci acest titlu, da? Dar erau oameni, foarte mulți oameni cu bani și aveau nevoie. Practic, haideți să vă povestesc puțin de italieni. Prima oară când au venit italieni au fost două runde, două invazii, hai să zicem așa. Pe lângă Craiova este un sat, bine, acum este comună sau chiar cred că oraș. Uite când scapă numele acum cu I. Ișalnița, da? Okay. Era un boier acolo, îl chema Pera Opran. Era cam supărat acolo cu țăranii din zonă, pentru că ăia nu prea vreau să muncească atât de mult pentru el, mai ales că probabil îi plătea mai puțin. Și ce s-a gândit el? Hai să import, cum facem noi acum și vin din Sri Lanka, Pakistan și toate țările. El a adus atunci primul val de italieni, zilieri. Ok. De zilieri, oricum în acea perioadă, la jumătatea secolului 19, în Italia era foamete mare. Aveau două posibilități. Avem varianta de Hollywood, da? Cu toți italienii care s-au dus în America, asta toată lumea o cunoaște. Dar este și varianta mai puțin cunoscută, da. O parte, o mare parte din ei au venit în România să muncească. Pentru că noi deja eram, începusem să ne dezvoltăm, deja industria se dezvolta. Erau din ce în ce mai mulți oameni bogați, deja pătura de mijloc, da, începea să crească. Ei, iar noi nu aveam construcții. Toate construcțiile erau pătrate până pe la 1870, da? Toate casele erau pătrate cu puține elemente neogotice. După ce au venit ei, au început să-și pună stilul, da? Okay. Și uite ce avem aici. Majoritatea sunt făcute de italieni, constructori mă refer, da? Bun, deci el a adus prima oară pe acei oameni ca să muncească în agricultură și apoi a doua rundă, pe la 1870-80, au venit ăia, pietrarii. Okay. Ei nu mai aveau, în Italia, ai văzut cum e, da? Bănuiesc că ați fost, da? Ai ca măcar la televizor, da? Cu televizorul am fost. Ce să mai facă? Ce să mai construiască? Lasă că ei aveau, am avut noi multe de făcut aici. Și atunci au venit aici și au făcut foarte multe lucruri. În Oltenia, acest Adoti Pietro, deci în Craiova, de exemplu, este la marginea orașului un cartier. Vechi italieni. Bine, ei și-și făcuseră satul la vreo 20 de kilometri de Craiova, se numea chiar italieni. Okay. În anii 70 comuniștii au ras acel sat și au mutat pe toți în nou sat sau na, bine, atunci era nou cartier, Izvorul Rece. Unde sunt până în prezent? Toți acolo sunt, Del Negro, Amzolini. Vorbesc serios, deci toți, chiar am și prieteni care stau acolo. Bine, acum deja au început mulți să intre românii acolo, dar încă mai au comunitatea. Chiar cu membrul comunității cu șeful comunității m-am întâlnit la un moment dat să-mi povestească de cât mai multe lucruri frumoase. Ei inclusiv mai aveau jocul ăla lor cu bile el boce. Ok. Bine, am zis să-mi arate și mie, că am zis că o să mă simt și eu ca în filme, dar nu mai găseau o bilă și n-a putut să fac. Okay. Asta e. Să revenim la frumusețile astea. Deci ăsta este cavoul familiei, hai să zicem, capela, da? Capela familiei Drăgulescu, de trei ori primari, foarte important pentru zona Olteniei. Erau într-adevăr și moșieri, încă mai există conacul la Piscul Nou. Încă mai există, dar e puțin crăpat. Dar e ok, încă mai există, ceea ce e bine. Continuăm, o altă familie, ideea care e, inclusiv din Craiova, foarte mulți oameni bogați au venit de aici. Cum și din Craiova, vechea boierime la un moment s-a plictisit de Craiova, pentru că era, hai să zicem, oraș mai mic, s-a dus fie București, fie în partea alta, la Viena, Paris, da? Ei, așa și ca la fetini s-au dus la orașul mai mare, da? Reședința de județ, Craiova. Și avem acolo cavoul familiei Gheorghe Matei. Adică cel din spate. Cel din spate, din, da? Din planul 2. Mult mai cunoscut este fiul lui Gogu Matei, care a și construit o clădire impozantă în Craiova. Cred că data trecută am reușit să o vedem la un moment dat. E imensă. E acum scoasă la vreo 2 milioane de euro. Atât de mare e. Ok. Da? Așa. Dar și el, inclusiv Gogu Matei, a fost înmormântat aici. Ok. Deci ei au fost comercianți, nu moșieri, comercianți. În Calafat oricum au fost destul de mulți comercianți. Aici următorul este adică cavou, cel din față. Da, cel din față. Este cavoul familiei Sima Naiculescu, din păcate nu s-a șters numele, dar e bine că noi știm lucrul ăsta. Inclusiv pe laterală s-a notat și s-a semnat Adoti Pietro, pe majoritatea acestor monumente s-a semnat. În Oltenia mai greu cu semnăturile, arhitectul nu prea le-a plăcut să semneze. Aha. Dar în Calafat încă mai avem lucrul ăsta. Ce e interesant, ăștia chiar au fost moșieri, Sima Naiculescu, familie, aveau mai multe moșii în Oltenia, inclusiv unul din conacele lor încă mai există în zona Ghidici, la
la vreo 30-40 de kilometri de aici, destul de frumos, tot de adotii pietru făcut, okay. Deci majoritatea sunt făcute în perioada 1909-1920 și ceva. Cam așa. Cât a stat adotii pietru aici în România? Ce e interesant cu acest Sima Naiculescu, era foarte gelos. O să vedem și casa lui din aici, din Calafat, pentru că a avut și în Calafat. Așa. A avut mai multe, una a mai rămas din ele. Era foarte gelos, cum spuneam, și pe soția lui. Și el credea că o înșeală, a omorât-o, okay. Și s-a sinucis în conac. A, și da? După aia l-a mormântat aici. Da. Deci aha. Ultimul membru, Sima, chiar a făcut lucrul ăsta. Așa e legenda, okay. Dar eu cred că e destul de adevărată. Să continuăm. Un alt fost primar al Calafatului, un singur an a fost, da? Că mulți îmi comentau când puneam această capelă, care este o frumusețe, și a fost primar și a avut de unde să facă rost de bani. Nu, ei erau comercianți, ei din asta o trăiau, dar la un moment dat mulți din ei au vrut să intre în destinele orașului, să-l crească, până la urmă și pentru ei, da? Și pentru oamenii din jur. De-aia și la un moment dat, până în anii 20, când deja... După primul război mondial, când deja moșiile au început să fie împărțite, da? Că deja se dădeau pământ la oameni, la cei care luptase în război pentru, până la urmă, pentru țara noastră, deja totul se spărgea, nu mai erau vastele moșii, uh-huh. Da? Și atunci portul a început să scadă. O să ajungem și o să vă povestesc când ajungem în port, okay. Ce e interesant, că pe lângă constructor, care este pus exact în partea din dreapta, este notat, este și arhitectul. De data asta arhitectul este De Valenti, un fost, bineînțeles, tot italian, da, un fost șef al orașului, Craiova, da? Deci el a venit din Craiova. În acest caz mai avem o surpriză. O surpriză pe care am aflat-o anul trecut, odată când am intrat în el, pentru că doream de mult să intru în ele, pentru că sunt opere de artă. Și când o să intrați și o să filmați în interior, o să vedeți toate picturile. Ce interesant este că interiorul a fost pictat de către De Bonardi. Este semnat pe ele. Am căutat de acest De Bonardi un foarte faimos pictor italian de tablouri. Și iată că a făcut... Nimeni nu știa că a făcut el așa ceva. Adică el a venit din Italia să picteze un cavou, da. El fiind pictor de, na, normal, de tablouri. Deci voi vă dați seama cât de lucruri importante au venit, s-au întâmplat aici. Și când veneau toți arhitecții, deci era un oraș cosmopolit. Oricum, avem aici, aveam comunitate de greci, aveam comunitate de evrei. Încă există cele două cimitire, o mare parte dintre greci, încă îi vedem printre aceste morminte. Cimitirul evreiesc încă există, dar e abandonat, pentru că oricum în Oltenia cred că mai sunt 100 sau maxim 200 de evrei în toată Oltenia, da. Da, deci nu mai sunt mulți, dar e bine că încă există. Și, cum să zic eu, nu bomboana de pe colivă, dacă suntem în cimitir, da? Este superba capelă a familiei Marincu, una din marile familii ale orașului Calafat. Familia Marincu, ei erau de origine a română, din Valea Timocului, veniseră odată cu prințul Obremovici. Prințul Obremovici, care el deținea moșia Poiana Mare, Poiana Grande, cum spun eu. Conacul Obremovici încă există. În războiul de la 1877, Carol a avut cartierul general în Conacul Obremovici, care, până la urmă, deja nu mai era deținut de familia Marincu, pentru că familia Marincu, chiar dacă venise să muncească pentru prințul Obremovici, ei au ajuns să fie arendași. Arendași și au făcut afacerile atât de bine încât i-au ajuns să dețină tot, inclusiv conacul l-au cumpărat, chiar ei l-au donat la un moment dat, bine, acum e privat, nu ne intrăm pe partea aia, o să-i vedem și palatul, okay. O să vedem și hotelul. Legenda spune că orașul Calafat era destul de mic atunci când era doar sat, da? Și atunci Sima Pasareț a dus două familii de boieri, Marincu. Și a zis Marincu, ce, eu stau la Poiana Mare, nu vreau să mă duc la Calafat. S-a dus după aia la Mirică, o altă mare familie, care sunt exact acolo, unde aia mică, okay. Roșie, da? Okay, acolo, da. E familia Mirică, da? Bine, și ei la un moment dat, familia Marincu au rămas, toți au rămas aici, dar, cum îi zice, familia Mirică s-a mutat la un moment dat la Craiova. Cred că în turul trecut v-am arătat și casa Mirică, la un moment dat.
Nu mai țin minte, dar da, pentru cei care vor să se uite, eu întreg materiale împărțit în două. Se poate și vizita, este restaurantul, putem să spunem numele, Il Calcio, vă duceți în Craiova, pentru că este un super făcut și plus toate interiorul Art Nouveau. Mi-aduc aminte de Art Nouveau, arată splendid. Chiar casa din Calafat, interiorul este identic. Ah, ok. Așa, să revenim. Bun, deci familia, așa și... sar de la o idee la alta. Acest Sima Pasares pe care o să-l vedem în spatele cavoului Marincu, el a vrut să aducă oameni, să zicem în ghilimele, cum se spune acum, investitori. Okay. Și atunci cele două familii nu vreau să se mute în Calafat. Mirica erau din Maglavit, da? Și atunci a început să bage câteva mici, fiind familii mari, nu prea se suportau între ei, deși după ce s-au mutat în Calafat au ajuns să se și rudească prin alianțe. Că, până la urmă, familiile mari între ele. Da, așa se întâmplă. Dar ei, bătrâni Ionită, Marincu și Vasile Mirică au fost, hai să zicem, puși să-și construiască hoteluri, pentru că deja portul deja începea să crească. Și atunci primul a făcut familia Mirică foarte mare hotel care există și astăzi, bine, nu mai există ca și hotel, da? Cu cinematograf, cu toate, adică în 1912 ei aveau cinematograf aici în Calafat, da? Așa, și după aia familia Marincu, care și ei la rândul lor, vis-a-vis, și-au construit un hotel. Okay. O să-l vedem și pe ăla astăzi, nu prea arată bine, dar în sfârșit. Ce e interesant că pe această capelă, chiar dacă a fost construită de către Adoti Pietro, arhitectul este olandez. Sper să-i spun numele corect. Ias Schiffelier, 1903. Schiffelier, cred. Gata. Cred. Oana Marinache de la București spunea la un moment dat că acest Ias Schiffelier să fie arhitectul original al palatului. Ideea este că a găsit într-adevăr un articol în presa de atunci în care spunea că a făcut anumite lucruri din palat. Deci trebuie să acordăm și lui. Okay. Pe lângă designul ăsta superb, care e în top 3 din Oltenia, okay, această capelă. Prima, bineînțeles, fiind capela Filișanu, trebuie neapărat să mergeți și acolo. Care unde este? La Filiaș. Da? Okay. Prima fiind aceea, a doua fiind din Sineasca, în Craiova, okay, da? Chiar pe lângă mine, că acolo am copilărit, și aceasta fiind a treia capelă, ca și mărime, frumusețe din zona Olteniei. Da? Și mai trebuie să arătăm aici un lucru foarte interesant și important, faptul că... Actualul proprietar... Da, a dispărut o poartă de aceasta... Da, de-a lungul timpului. De-a lungul timpului și a făcut una care e la fel. Da, și dacă vă uitați, nu prea îți dai seama care este cea refăcută. Mie mi se pare că sunt foarte, foarte asemănătoare, doar un pic la culoare îți dai seama. Da. Noi îi mulțumim, eu cel puțin îi mulțumesc. Originala e asta, da, nu? Da, și asta e cea refăcută, cea refăcută, care seamănă foarte bine, doar că un pic de tentă de culoare e diferită, în rest se aseamănă foarte mult. Sper că băgați și imagini în interior, pentru că este o adevărată biserică. Deci este biserică. Să continuăm cu turul cimitirului monumental din Calafat. Așa. Da? Bine, uite, pe astea, pe capele astea mai sunt anumite elemente. Mulți zic că sunt cu anumite simboluri, dar nu intrăm acolo că e prea mult. Acolo avem mormântul micuț al celui de-al doilea primar, chiar Sima Pasares, cel care a împărțit orașul și l-a făcut, toate străzile sunt paralele, deci e superb. Da? De oriunde ajungi repede, oriunde. Bine, majoritatea orașelor de port sunt așa, da? Toate străzile să fie paralele, pentru că este mult mai ușor să intri. Aici în stânga avem și niște membri greci din zona greacă, da? Ce e interesant, că eu am vrut să văd exact ce scrie, că e scris în greacă, da? Așa. Am trimis unui prieten care e grec, da? Da? I-a fost foarte greu să traducă, pentru că e făcut în greacă veche. Aha. Și erau scrise. Okay. Iar aici lângă, un superb monument. Acum, a crescut vegetația. Ideea este că în interior este o statuie frumoasă. Asta este originală, sunt trei în țară. E făcut de A. Hauser din Austria, acea statuie, pe la 1890 și ceva, da? A. Hauser. Asta este prima și a doua este în cimitirul Ungureni din Craiova și a treia, cred că Brăila, dacă nu mă înșel. Dar asta e cea originală și după asta s-au luat toți. Aici este familia Giuroglu. Ei tot de origine greacă. Chiar familia Giuroglu au fost un mari filantrop, pentru că chiar ei au donat pământul și banii
pentru construirea primului spital al orașului Calafat, care încă există, da, practic... Adică încă mai e funcțional. Încă este funcțional. Urgența, urgența este are, na, locația acolo. Iar lângă s-a construit, na, în perioada comunistă s-a construit un spital mai mare care, na, să fie pentru toată zona. Zonă, când o să ajungem la un moment dat la pavilion, o să vă arăt și pavilionul, o să spun o mică poveste destul de interesantă. Okay. Da. Deci aici este de familia Giuloglu, localnicii o numesc, această statuie, Faranga. Pentru că, într-adevăr, o altă familie importantă din Calafat a fost familia Faranga, care, hai să zicem că a cam dispărut prin anii 20, inclusiv casa lor o să vedem astăzi, destul de micuță, bine, dar deja noi vorbim de secol 19. Care era mare, poate, pe vremea aia. Era destul de mare pe vremea aia, mai ales că lângă ea s-a construit de tamai palatul, care e considerat căsuță. Mm-hmm. O să vedeți astăzi. Deci ăsta este monumentalul cimitir Calafat, acum continuăm către gară. Merge către gară. Da. Mai ține ceva, ne-ai spus că asta e doar o alee cu câteva și că n-are nici mai multe, sunt multe lucruri. Sunt multe, dar n-avem timp să le vedem pe toate. Mai mult ca sigur, probabil că mai sunt unele și de descoperit și știu că de asta te vei ocupa tu. Da, și da, chiar da. Știu că faci tururi cu oamenii. Chiar săptămâna trecută am făcut unul și au fost bine, mulți nu, eu nu le spun unde îi duc. Okay, nici vouă nu v-am spus unde vă duc, da? Nu, așa e mișto, pentru că trebuie să descoperi. Iar data trecută am început turul exact cu cimitirul, pentru că am vrut să impresionez. Wow, dacă cimitirul arată așa. Cum arată restul orașului? Hai să vedem. Da. Bine, gata, hai. Continuăm și am ajuns undeva, dar se vede, deja suntem la gară și ceea ce n-am spus de la bun început și zic acum este că noi, odată cu întâlnirea pe care o avem cu tine și cu alți oameni la fel de buni ca tine, noi de fapt promovăm oameni și orașe, inclusiv, bineînțeles, orașele din România, dar ne mai plimbăm și puțin pe lângă. Și de asta am ajuns încă o dată la tine. Pentru că ești un om deosebit. Și eu care credeam că de fapt voi ați venit pentru plajă aici, dar na, în sfârșit. Ăla e bonus, o punem într-o paranteză. Poate luăm și câteva cadre și le punem acum pe filmare pentru plajă, să vedem cum arată după acolo. După ce terminăm, pentru că oricum aici în Calafat e cel mai cald din țară. Pe bune, cel mai cald din țară. Aha. Și oricum, după turul ăsta trebuie neapărat să mergem și să facem o baie. Păi ne-a arătat că a stat 10 minute la soare și era totul bronzat. Bine, eu nu bronzat, eu mai mult ca racul. Roz, așa, roșu. Rozaliu, așa. Okay. Hai să vorbim despre frumusețea asta arhitecturală, practica asta. Această gară este cea mai mare din zona Olteniei. Tot tronsonul Craiova-Calafat, care culmea, de anul trecut se fac studiile pentru introducerea în patrimoniu, ceea ce e bine. Deci toate gările, sunt vreo 10, dar asta este cea mai mare și cea mai frumoasă. Practic ce e în stânga este și în dreapta, e în oglindă toată construcția. Da. Studiile de construire a tot tronsonului de cale ferată a început pe la 1885, da. Inginerul cine altul decât Eli Radu. Iar această gară a fost concepută după planurile arhitectului Palati, sper să nu spun greșit, pentru că oricum nu e Grigore Palati, Palati, cu T-T-Y la final, da? Și după cum se vede a făcut o frumusețe, haideți să și intrăm în el. Hai. Ce e interesant la această gară, pentru că fiind și mare și frumoasă, a fost folosită în foarte multe filme. Da, ok. Și voi dacă sunteți amatori de filme, hai să zicem comuniste, da? Chiar dacă, da? Unul dintre ele este, bineînțeles, Tănase Scatiu. Ok. Unde, na, acolo așa apar foarte... Așa se numește filmul ăsta acolo. Nu, așa se numește... scuze-mă, asta la altă cred că trebuie să o deschid. Sau care din ele? Se deschide prin interior? Sau intrăm prin spate? Sau nu știu eu, să o deschid. Stai puțin, ia să ne uităm un pic. A, nu, stai, gata, acum. Așa, scuze, nu știam eu să... Și chiar că sunt câteva scene
în filme. Chiar de aici? Da, chiar de aici, mai ales când venea trenul, cel puțin în Tănase Scatiu, venea trenul, erau toți oamenii, că bineînțeles venea guvernatorul, sau dacă țin minte, puseseră covor roșu până la tren. Trenul, bineînțeles, că era de epocă. În perioada aia încă se mai păstrau trenuri de epocă. Uh-huh. Chiar aici, până în anii 90, a fost o mică mucăniță, dar ei nu denumeau mucăniță, se numea catariță. Aha. Catariță, mai ales că eu cred că probabil denumirea asta vine de la greci, pentru că o bunică de a soției mele, chiar așa o chema, Catarina. Aha. Deci eu cred că ei se trăgeau din greci, ceea ce mie îmi place, pentru că, na, bine, eu de obicei când spune cineva că se trag din greci, mă uit la nas special, da? Că știi că ei au mai... Okay. Așa, ăsta e interiorul frumos, gândește-te că și regele Carol venea aici cu trenul. Deci asta este, bine, totul e construit perfect. Italienii au lucrat în special aici, nu Adotti Pietro, ăia dinaintea lui. Aha, da? Prima tranșă. Deci să deschidem și aici, să vedem intrarea principală cum ar veni. Bună ziua! La parter erau funcționarii, da? Deci toți membrii care lucrează la CFR. Iar la etaj, practic acolo erau apartamentele. O bună perioadă de timp, până, hai să zicem, acum 10 ani, încă stăteau aici. Deci partea de sus erau apartamentele locuit, iar jos erau birourile. Și voi, ca să știți, că suntem la 34,63 de metri deasupra marei. Ok. Deci deasupra marei, mare, da? Așa scrie. Mare, deci e ok, nu ne ia apa, da? Da. Și ce mai interesant, pentru că mie îmi plac foarte mult detaliile astea mici, este nivelmentul orașului Calafat. Aha. Nu e destul de sofisticat el așa ca și design. De exemplu, în Craiova, eu le-am urmărit pe toate și le-am căutat pe toate. Culmea că cele din Craiova, nivelmentele, seamănă foarte mult cu cele din București, pentru că aveau la un moment dat aproape aceeași stemă, da? Sfântul Dumitru. Și majoritatea în Craiova sunt 1901-1904, pentru că atunci au început ei să facă toate studiile de diferite mărime ale pământului. Da, nivelmentul pentru astea sunt, da? Okay. Așa. Dar ăsta este singurul pe care l-am găsit în Calafat. Da. Mai am timp să caut. Ce tare! Era un nod foarte important. Toată linia, după cum vedeți, oricum erau până în partea altă, da? Toată linia se ducea până la Dunăre, da? Unde încărcau vapoarele cu mărfuri, da, și cu toate astea. Deci partea din față era pentru turiști, cum? Ideea este că oricum în zona asta Oltenii foarte mulți privați, da, să zicem moșieri, își construiau liniile lor și inclusiv la Poiana Mare lângă, de exemplu, Marincu trăsese linie specială și își făcuse gară în Poiana Mare. Special pentru business, da, că erau agricultori, business, da? Seama, transport. Și dacă tot vorbeam de inginerul Eli Radu, pentru că este destul de cunoscut, el practic în partea de jos a României, el a construit majoritatea gărilor, el le-a conceput, da? Găsim o singură cărămidă, așa, specială, okay, unde s-a și semnat. Ia să vedem. Deci acea cărămidă originală. Și ia uite. Eli Radu 1897. Da, 1899. E bine, probabil atunci s-a inaugurat oficial. Ceva de genul, dar eu credeam că e 7. În sfârșit, ideea este că e bine că există această 1899. Și mai e un semn pe care eu nu-mi dau seama ce semn are. Ăsta. Ce e ăsta aici? N-am putut să-l dezluze niciodată. Aici tot cineva, așa cineva s-a semnat. Dacă-l știe... Probabil tot unul din construcție, din constructor. E un D și un Y. Sau G. Y mai mult. D, Y. N-are legătură cu arhitectul, deci probabil e unul din constructori. Da, deci este superbă. Când veniți în Calafat, neapărat să vizitați ambele gări, pentru că o să vedem două gări astăzi. Asta, okay, este gara pentru trenuri și o să vedem mai încolo și gara fluvială, care și aia este o frumusețe. Hai să continuăm și să mergem în centru, să vedem Hai în centru. Celelalte clădiri.